Salut și bine v-am regăsit la o nouă prezentare video iPhoneForum.ro. După bumperul la comandă executat de cei de la prototipuri3D.ro și dat cadou de iPhone Forum, am încercat împreună să realizăm o carcasă care să fie într-adevăr unică și să dovedească abilitățile acestei metode de a executa o carcasă. Iată deci rezultatul, o carcasă full body cu un design ceva mai deosebit și, evident, universală. Ca și data trecută, aceasta a fost creată cu aceleași procese tehnologice, deci nu mai are rost să intrăm în detalii. Așa că, haideți să vedem la ce rezultat am ajuns. Partea din spate a carcasei include orificii pentru a da un aer distinct carcasei, iar în partea de sus, orificiul pentru cameră completează acest design unic. Evident, nu ar fi fost o carcasă la comandă dacă uitam logo-ul iPhoneForum.ro, care a ieșit chiar mai bine decât mă așteptam. În rest, marginile sunt mai puțin sau mai mult standard, doar că, dintr-o mică eroare de design, budonul de minus este aproape acoperit de carcasă. Ce mi-a plăcut însă foarte mult este modul de prindere. Carcasa are în colțul lăsat material în plus pentru a prinde marginea metalică a telefonului. Astfel, ecranul telefonului se ridică peste carcasă, făcând-o să pară și mai mică. Per total, sunt mai mult decât mulțumit de această carcasă și vă recomand și vouă să achiziționați o astfel de carcasă la comandă de la prototipuri3D.ro.